Bună ziua și vă salut din frumusețea unui sat de care poate mulți nici n-ați auzit. O să vă mai arăt ce sat. Nu e un sat ascuns, nu e un sat... un sat care are foarte multe case, chiar și la DN7, la drumul european. Dar aici e și duba mea. Știți ce m-am gândit, dragilor? Deci oare trebuie noi să promovăm doar satele moarte, satele dispărute, satele pierdute? E ca și cum am prețuit un om și nu mai aduce flori la cimitir. Când e în viață, e în viață, se descurcă, de ce trebuie să mă duc eu la el? Deci, dragilor, de aici, din splendoarea naturii, încep acest micuț vlog. Nu-i ceva chiar 100% marca Vasi Survival cu ce v-am învățat. Voi veți învățați cu mers pe dealuri, pe munți, cu dormit prin pădure, dar vreau să vă arăt satul Toc, aparține de comuna Săvârșin. Nu știu exact amănunte, câți locuitori, câte numere de casă. Cum vă spuneam, e un sat care o mare parte îi și la șoseaua mare, la asfalt. Nu e un sat pustit, părăginit, nici măcar în curs de pustire. Dar v-am pupat, bine ați venit pe canalul meu. Haideți să explorăm puțin din frumusețile acestor locuri. Am pe calea drum încet. Nu se colind chiar 100% întreg satul, toată localitatea. Și acum vedeți, filmez cu telefonul. Scuze dacă calitatea e un pic mai slăbuță. Am fost să curăț niște teracote la cineva aici în sat și nepreavând timp de alte vloguri, de alte ieșiri, am să fac ceva așa mai extra. Găină frumoasă, m-a tăiat calea. Mai puțin ajungem la Biserica Ortodoxă și acolo o să fac dreapta, să mă mai duc pe încă o stradă. Dacă aș merge drept în față de la biserică, aș ajunge la drumul mare, dar vreau să mai mergem pe o... Da, aici în față ce se vede la acoperișul ăsta,
A fost un cântar, că mai de mult când erau foarte multe animale, se vindeau, cel puțin așa cred, așa arată. Se vindeau vaci, se vindeau porci, cam în orice loc de piață. Era câte un cântar din ăsta, așa, pentru tranzacții. Ajuns și la Biserica Ortodoxă. Deci când vine pe drumul mare aici, în fața bisericii, se dispar două drumuri, unul în stânga, unul în dreapta. Foarte mulți nuci, multe ramificații, ulițe. Aici undeva e capăt de drum. Sper să nu dau de ceva câini, eu nu-s pregătit, n-am la mine. Nu prea am la mine nimic, nici spray, nici. Petarde. Zona e frumoasă. Grădini. Mari, pădure, ce frumos se vede biserica de aici. Îmi place cât de cât zona și v-ar interesa aici o casă, un teren. Spuneți-mi, lăsați un mesaj, un comentariu și mă interesez dacă viziți și chiar vreți. Vin până aici, fac poze, vorbesc cu proprietarii, pot să vă ajut. Bineînțeles, când o să am timp, nu pot să vă promit că imediat, într-o secundă sau...
acum să iau în dreapta să mă duc acasă, ies pe DN-ul și mă duc un pic în stânga, ca să vă mai arăt ceva, să vedeți mai mult din... Foarte multe circulații pe drumul ăsta, scuze. Aici în față se vede tabla de ieșire din localitate. Am avut interzis să mă bag la stânga, acum să văd unde găsesc o parcare să întorc. Dacă am ajuns la Elteu, n-am găsit loc unde să... N-am găsit loc unde să pot întoarce fără să încurc circulația și am ajuns și la Elteu. M-am întors în Elteu și să văd, poate mă mai opresc un pic în toc să vă mai arăt ceva. Am închis fereastra la mașină că n-am climă și bate curentul prea tare și nu mă auziți. Și acum dinspre Deva intrăm în toc, dinspre Deva. Wow, am ratat ulița. Era ulița aia pe care am vrut să mă mai bag, dar am ratat-o. Și vedeți ce circulație aici. Nu ne permitem să încurcăm pe cineva.
mai departe, asta e. De aici din dreapta am venit eu. Ultimele case din Toc. Uitați și tabla de părăsirea localității. Cred că 8 km până la Săvârșin. Scrie pe tabla asta Săvârșin 7 km. Deci 7-8 km până la localitatea Toc. Căderi de pietre, au mai fost în anii trecuți stânci căzute pe aici. Aici, în dreapta, mai este o localitate, între Săvârșin și Toc, e localitatea Cuiaș. Asta e un sătuc mai mic, e o stradă destul de lungă. La șoseaua e doar o casă sau două, cred că. Și ando Săvârșin, nu mergem la Săvârșin. Și, dragilor, ce urmează? Așteptare, așteptare. Se zărește localitatea de, nu de Baștină, că de Baștină este de la Vorona, Botoșani, localitatea de reședință a lui Vasile Survival, numită Săvârșin. Ducem viteza, am intrat în localitate, în stânca, cum ați văzut, e Rompetrolul. Aici, la intersecție, în stânga, se ajunge la gară și la podul peste Mureș, în dreapta se merge la Temeșești-Troaș. În stânga căminul, primăria care e în construcție, poliția. Cam de aici începe centrul comercial, ca să spun așa, tot ce ține magazine cu mâncare, cu materiale de construcții, cu alte chestii. Aici în dreapta materiale de construcții, dacă vreți să apelați cu încredere. Firmă serioasă, îi cunosc bine. Aici în dreapta intrarea la castel, eu iau stânga. Aici finanțele. Aici profi. Cineva parchează. Hai să vă întreb, cine parchează? Ați auzit de Vasile Survival de Săvârșin? Și așa, la un pic de... Papa bun?
ceva bun de la patiserie. Încheie acest vlogul ăsta, dragilor. Să văd, poate reușesc să mai fac ceva micuț în pădure. Nu știu. Înghesuit rău. Dar chiar dacă nu a fost ceva super pe placul vostru, sper să apreciați. Iați cum iese praful din mine. Sper să apreciați și vlogul ăsta până o să vină călătorii lungi, căsuțe de mesteacă. Asta a fost ceva așa pe fugă, dacă tot am ajuns la toca, am să vedeți și tocul. Poate cineva dintre voi vrea o casă acolo, e la asfalt, mai de mult era și haltă, CFR nu mai este desființată. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit și de data asta. Așa, nici să nu se răcească canalul, să nu se răcească focul, să nu mai postez nu știu cât timp, să mai batem algoritmul, cum se zice. Și chiar vă rog să fiți sinceri, să spuneți, bă, nu m-a plăcut, dacă nu ți-a plăcut vlogul ăsta, intră acolo și spunem, nu m-a plăcut, nu ține, nu-i bine, nu-i, dragilor, până una alta. De aici, din centru, din Săvârșin, v-am salutat, v-am pupat, să aveți o zi bună, o zi frumoasă, sper să revin cât de repede cu ceva mai tare, mai frumos, mai... Adrenalină, și mie îmi place adrenalina, nu numai vouă, știu, și eu aștept. Pa, pa, v-am pupat, o zi bună, o zi frumoasă.